Unul dintre colegii mei cu rol esențial în jurnalul agricol al televiziunii noastre a reușit o acțiune ca la carte de trafic de influență ca să introduc următoarea știre în ediția din această seară. Sincer, mi-aș dori tot mai multe asemenea intervenții. Din întâmplare, colegul meu a filmat un eveniment petrecut în munții din Valea Prahovei. Asociația Alpin Club Promont București împreună cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Predeal și Salvamont Predeal au organizat o acțiune de ecologizare. Sute de saci cu resturi de toate felurile au fost umpluți pe pârtia deschid de la Clăbucet. Aproximativ 30 de membri ai asociației au participat voluntar la curățirea naturii. Că aveau șapte ani, că aveau 70 de ani, nu a contat. La eveniment au mai participat lucrătorii din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal, Salvamont Predeal, Teleferic predeal, numărul total ajungând la impresionantul număr de 60 de persoane. În câteva ore au strâns peste o tonă de deșeuri menajere. În timpul acțiunii Munte Verde și Curat, inițiatorii au încercat să-i convingă și pe turiștii aflați în acel moment prin zonă să li se alăture. Nu au reușit. Imaginile care au însoțit cuvintele mele sunt grăitoare.